Stimați membrii ai Comisiei Doctorat, onorată asistență, vă spun la toți bună ziua. Îmi permit să consider ședința Comisiei Doctorat deschisă. Deci, cu cei care n-au fost la prima ședință, vreau să spun că cu succes a avut loc susținerea publică a tezei doctorat, tot în incinta acestei aule, la orele 10, a domnului Postovan Nicolae. Permiteți-mi să continu ședința. Deci, conform extrasului din procesul verbal numărul 1, din 6 septembrie 2021, al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, a fost aprobată componența Comisiei Doctorat pentru susținerea publică a tezei doctorat, răspundere penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, elaborată de către doctoranda Rodica Verdilă, profilul științific 554 drept penal, specialitate 554.01 drept penal și execuțional penal, cu următoarea componență nominală. Președinte, subsemnatul, Brânza Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membri, domnul Stati Vitali, conducătorul doctorat, doctor în drept, conferințiar universitar, doamna Greco Raisa, doctor habilitat în drept, conferințiar universitar, referent oficial, domnul Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, referent oficial, doamna Gârla Lilia, doctor în drept, conferințiar universitar, membru al Comisiei de Îndrumare, referent oficial, domnișoara Ieșanu Adriana, doctor în drept, conferințiar universitar, secretarul Comisiei, în virtutea punctului 5 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, aprobată pe data de 26 septembrie 2018, de Consiliul Științific al Universității de Stat de Moldova, proces verbal numărul 1, secretarul Comisiei Doctorat are dreptul de vot. Deci, stimați colegi, membrii Comisiei Doctorat sunt specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. La ordine de zi a ședinței Comisiei Doctorat avem de examinat un singur subiect. Deci, susținerea publică a tezei doctorat a doamnei Rodica Verdilo, cu tema răspundere penală pentru omorul săvârșit în stare de afect. Conducător de doctorat, după cum și-a menționat, domnul Stati Vitali, doctor în drept, conferințiar universitar. Aș dori să știu dacă membrii comisiei de doctorat, cei prezent, au obiecții, propuneri, sugestii asupra ordinii de zi anunțate. Vă rog, nu sunt. Vă mulțumim. Deci, în continuare, voi prezenta succint dosarul pretendentului la titlul științific de doctorat pentru a doamnei Rodica Verdilo. Prima, cererea de admitere a tezei de doctorat pentru susținerea publică și de formare a comisiei de doctorat. Avizul Departamentului Drept Penal a Universității de Stat din Moldova, a Facultății Drept, se are în vedere. Acordul conducătorului de doctorat și al membrilor Comisiei de Îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei doctorat. Nota informativă privind parcursul studiilor universitare de doctorat. Lista publicațiilor științifice. Lista conferințelor și altor foruri științifice naționale și internaționale la care a participat studenta doctorandă. Notificarea privind predarea tezei de doctorat la biroul studii doctorale. Declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat. Raportul de similitudini. Rezoluția cu privire la raportul de similitudini. Lista organizațiilor și instituțiilor în adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat. Adeverința de depunere a tezei de doctorat în colecția Bibliotecii Centrale a Universității de Stat de Moldova. Confirmarea de depunere a tezei de doctorat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Și se finisează cu CV-ul studentului doctorand. Deci, stimați colegi, sunt careva întrebări asupra actelor din dosarul pretendentului? Nu sunt, vă mulțumesc. Deci, permiteți-mi să-i ofer cuvântul pretendentului la titlul științific doctor în drept, doamnei Rodica Verdilo, care, în conformitate cu procedura operațională de depunere și susținere publică a tezii doctorat, timp de până la 30 de minute,
va prezenta principalele idei, rezultatele științifice, concluziile, recomandările cuprinse în teza de doctorat. Poftim, doamnă Berghelor! Dragi colegi și oaspeți care ne vizionează online, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această ședință de susținere publică a tezei de doctor la tema răspundere penală pentru omorul săvârșit în stare de afect. Cu permisiunea dumneavoastră, voi trece la prezentarea succintă a principalelor idei, rezultate, concluzii și recomandări din studiul efectuat. Vom începe cu actualitatea temei. În cazul acestei infracțiuni, atenuarea răspunderii penale este determinată de factorii ca: infracțiunea este săvârșită atunci când făptuitorul se află în stare de afect, starea dată este provocată de actele de violență, insultele grave, ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei, starea de afect a făptuitorului survine în mod subit, săvârșirea acestei infracțiuni în stare de afect este obligatoriu precedată de actele ilegale sau imorale provocatoare ale victimei. În ceea ce privește calificarea unei fapte ca omor săvârșit în stare de afect și distingerea acestei fapte de infracțiunile conexe, există o serie de probleme nerezolvate și controversate care necesită soluționare. Deși nu are o aplicare frecventă, articolul dat se numără printre cele mai dificile de interpretat. Influența afectului asupra comportamentului uman constituie una dintre cele mai dificile probleme ale dreptului penal. Din acest punct de vedere, nu poate fi pusă la îndoială importanța interpretării cât mai precise a dispoziției date, a aplicării acesteia, precum și a perfecționării dispoziției în corespundere cu necesitățile teoriei și practicii dreptului penal. Unele sintagme utilizate de legislator în articolul 146 Cod Penal oferă prea multă discreție pentru interpretarea lor. Aceste sintagme sunt de natură estimativă și astfel conținutul lor trebuie stabilit în fiecare caz aparte, în funcție de circumstanțele concrete ale celor săvârșite. În acest mod, aplicarea sau neaplicarea articolului 146 Cod Penal depinde de subiectivismul celor abilitați cu aplicarea legii penale. În acest mod, actualitatea temei analizate are o dublă valență. Semnificația sporită a unei astfel de valori sociale cum este viața persoanei care se află în vârful ierarhiei valorilor sociale apărate de legea penală, precum și imperfecțiunea dispoziției date și a procesului de interpretare și aplicare a acesteia, ceea ce impune îmbunătățirea dispoziției și eficientizarea procesului respectiv. Cu referire la situația în domeniul de cercetare și identificare a problemei de cercetare, prezenta lucrare vine să întregească studiile întreprinse de oameni de știință autohtoni și străini, care și-au adus aportul proeminent la elaborarea concepției teoretice de soluționare a problemelor legate de aplicarea răspunderii pentru omorul săvârșit în stare de afect, evidențiind unele tendințe și aspecte noi specifice pentru etapa actuală de dezvoltare a societății. Acestea ne determină să formulăm ca problemă de cercetare fundamentarea științifică a concepției de interpretare a normei date, fapt care poate contribui atât la clarificarea pentru teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului penal a condițiilor în care urmează să aplice articolul dat, cât și la înaintarea unor propuneri de lege ferenda în vederea direcționării legislatorului spre perfecționarea cadrului normativ în materie. Cu referire la scopul și obiectivele lucrării. Scopul tezii constă în efectuarea unei cercetări aprofundate a răspunderii penale pentru omorul săvârșit în stare de afect, în identificarea vulnerabilităților legate de interpretarea și aplicarea normei date, urmând a fi elaborate și propuse măsuri concrete privind perfecționarea cadrului normativ în materie. În vederea atingerii scopului propus, au fost formulate mai multe obiective, printre care stabilirea semnelor constitutive ale noțiunii de omor, studierea modelelor de elevație juridică străine în vederea identificării similitudinilor și deosebirilor în raport cu modelul de reglementare din legea penală autohtonă, analiza istorică a reglementărilor privind omorul săvârșit în stare de afect, argumentarea oportunității atenuării răspunderii în cazul acestei infracțiuni, relevarea conținutului obiectului juridic special al infracțiunii date, identificarea caracteristicilor victimei, stabilirea conținutului faptei prejudiciabile din cadrul acestei infracțiuni, identificarea trăsăturilor caracteristice ale semnelor secundare ale laturii subiective, caracterizarea stării de afect a subiectului, infracțiunii analizate, formularea de recomandări menite să contribuie la perfecționarea acestei dispoziții. Referitor la metodologia cercetării științifice, în calitate de metode la realizarea scopului și obiectivelor propuse, au servit mai multe metode, printre care metoda logică, comparativă, istorică.
Metoda logică, atât cât privește metoda logică, se recurge la raționamente logice, se utilizează fragment argumentarea, demonstrația, combaterea, discursul retoric. Metoda istorică este folosită pentru a face o comparație dintre articolul 146 și precedentele legislative ale acestui articol. Metoda comparativă presupune stabilirea similitudinilor și deosebirilor dintre articolul 146 Cod Penal și normele corespondentele din legile penale ale altor state. Cercetările efectuate se bazează pe studierea doctrinii, a legislației și a practicii instanțelor judecătorești din Republica Moldova. A fost luată în considerare jurisprudența relevantă a Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Noutatea și originalitatea științifică. Caracterul novator al rezultatelor obținute este determinat de faptul că prezenta teză se numără printre primele încercări de a examina aprofundat problemele răspunderii penale pentru infracțiunea respectivă. Pe acest fundament au fost formulate concluzii, recomandări în vederea perfecționării continue a legislației. Aportul nostru la ridicarea gradului de investigație a celor mai controversate aspecte ale științei și practicii dreptului penal vizând infracțiunea prevăzută la articolul 146 rezidă în circumstanțierea calității speciale a victimii infracțiunii prevăzute la articolul 146. Aici doresc să atrag atenția că nu oricare persoană poate fi victima acestei infracțiuni, ci doar persoana care provoacă stare de afect a făptuitorului prin actele sale de violență, insulte grave, ori alte acte ilegale sau imorale. Stabilirea deosebirilor și asemănărilor dintre ipoteza prevăzută la litera A, alineatul 1, articolul 75 Cod Penal al României din 2009 și ipoteza prevăzută la articolul 146 Cod Penal al Republicii Moldova. Remarc că în Codul Penal al României nu se regăsește o normă similară celei prevăzute la articolul 146 Cod Penal al Republicii Moldova. Astfel, în România, în cazul omorului săvârșit în stare de afect, survenit în mod subit, provocat de actele de violență sau de insultele grave, ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimii, fapta trebuie calificată ca omor sau omor calificat. Circumstanța în care este săvârșit un astfel de omor ar putea conta doar la stabilirea pedepsei. Astfel, în lucrare evidențiem deosebirea legată de regimul juridic și efectul juridic al ipotezelor comparate. La care lucrare este efectuată o analiză amplă a conținutului juridic al ipotezelor examinate, fiind stabilite deosebirile și asemănările dintre condițiile actului provocator al victimei și condițiile ripostii păptuitorului. Referitor la examinarea condițiilor în care inacțiunea apare ca forma faptei prejudiciabile prevăzute la articolul 146. Infracțiunea prevăzută la articolul 146 se comite prin inacțiune atunci când există obligația legală, contractuală, naturală a făptuitorului de a împiedica producerea morții victimei, evident evaluând posibilitatea săvârșirii de către făptuitor a unor acțiuni prin care s-ar împiedica provocarea morții victimei. Referitor la analiza coraportului dintre responsabilitatea redusă și starea emoțională a subiectului infracțiunii. Starea emoțională specifică în care subiectul se află la momentul săvârșirii infracțiunii date este un exemplu de fapt de stare de iresponsabilitate, criteriul juridic al acestora fiind unul comun, și anume diminuarea capacității făptuitorului de a-și da seama de caracterul și legalitatea acțiunii sau inacțiunii sale sau de a o dirija. Referitor la efectuarea delimitării umorului săvârșit în stare de afect de infracțiunile conexe. Aici atrag atenția că atenuarea răspunderii penale în cazul infracțiunii date este justificată dacă luăm în considerare doi factori importanti. Primul, fapta dată este un răspuns al făptuitorului la comportamentul ilegal al victimei sau imoral, fiind deci condiționată de vina victimei. Al doilea factor este că făptuitorul se află într-o stare fiziologică aparte care îngustează conștiința și voința. Doar în considerarea acestor factori ne permite să stabilim deosebirea de esență a infracțiunii prevăzute la articolul 146 de infracțiunea prevăzută la articolul 145. De asemenea, acești doi factori contribuie la delimitarea termenului de atenuare stabilit în această normă de termenurile prevăzute în articolul 147-148. În unele cazuri, omorul săvârșit în stare de afect poate presupune prezența unor circumstanțe agravante prevăzute la articolul 145 al 2 Cod Penal. Totuși, în asemenea cazuri, în conform cu regula de calificare stipulată la articolul 117, litera A a Codului Penal, răspunderea se va aplica numai conform articolul 146 Cod Penal al Republicii Moldova.
La fel, conform regulii respective, omorul asupra unui membru de familie, săvârșit în stare de afect, atrage răspunderea conform articolului 146. Deosebirea dintre omorul săvârșit în stare de afect și vătămare intenționată, grava integrității corporale sau a sănătății în stare de afect care a provocat decesul victimei, se referă, în principal, la forma de vinovăție față de moartea produsă de faptele comparate. Dacă în cazul omorului săvârșit în stare de afect presupune intenția directă sau indirectă, atunci vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății în stare de afect care a provocat decesul victimei presupune neglijență sau încredere exagerată față de moartea victimei. Studiul continuă cu analiza delimitării tentativii de omor săvârșit în stare de afect, de vătămarea gravă sau mâine a integrității corporale sau a sănătății în stare de afect. Pentru a califica fapta ca tentativă de omor în stare de afect, este necesar să se stabilească că făptuitorul a acționat cu intenția de a lipsi victima de viață. Dacă nu poate fi probat acest fapt, fapta trebuie calificată în funcție de urmările prejudiciabile realmente survenite. Cu referire la delimitarea omorului săvârșit în stare de afect, lipsirea de viață din imprudență săvârșită în stare de afect, criteriul de diferențiere a celor două infracțiuni se exprimă în forma de vinovăție pe care o manifestă făptuitorul față de moartea victimei. Astfel, lipsirea de viață din imprudență, săvârșită în stare de afect, trebuie calificat conform articolului 149. Cu referire la semnificația teoretică a lucrării, aceasta se exprimă în definirea bazelor conceptuale ale studiului de drept penal răspunderii pentru infracțiunea respectivă, sistematizarea abordărilor teoretice referitoare la stabilirea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la articolul 146 cod penal, acumularea unui vast material teoretic și practic pentru dezvoltarea unor direcții actuale și complexe de investigare a infracțiunii date, trasarea unor noi perspective asupra cadrului teoretico-metodologic al temeiului real și juridic al răspunderii penale pentru infracțiunea prevăzută la articolul 146. Valoarea aplicativă a lucrării constă în următoarele. Interpretarea noțiunilor ce apar în articolul 146 este importantă pentru aplicarea corectă și unitară a acestui articol în practica judiciară, precum și pentru dezvoltarea ulterioară a concepțiilor științifice. Interpretarea celor mai controversate aspecte ce caracterizează infracțiunea respectivă va avea o contribuție certă la dezvoltarea polemicii științifice. Concluziile și recomandările formulate în teză sunt susceptibile de aplicare în activitatea practică a organului de urmărire penală, a procuraturii și a instanțelor judecătorești, precum și procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ cu profil juridic. Analiza critică a carențelor și hiaturilor depistate în articolul 146 poate fi luată în considerare de către legislator în vederea îmbunătățirii calitative a textelor acestor articole. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere se exprimă în următoarele. 1. Stabilirea corelației dintre dispoziția literei G, alineatul 1, articolul 66, cod penal și dispoziția articolului 146. Aici o să remarc atât în articolul 146, cod penal, cât și în litera G, alineatul 1, articolul 66, cod penal, provocarea infracțiunii își are cauza nu în calitățile personale ale victimei, iar ilegalitatea sau imoralitatea acțiunilor victimei este trăsătura comună a infracțiunii date și a circumstanței atenuante de la litera G, alineatul 1, articolul 76, cod penal. Această suprapunere parțială a ipotezelor date explică rațiunea pusă la baza prevederii de la alineatul 3, articolul 76, potrivit căreia, la stabilirea pedepsei, instanța nu consideră drept atenuantă circumstanța care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracțiunii. Din această prevedere rezultă că circumstanța de la litera C, alineatul 1, articolul 76, poate avea efect atenuant în raport cu toate infracțiunile, cu excepția celor prevăzute la articolul 146 și 156. 2. Identificarea rațiunii legii și spiritului legii ale textelor incriminatoare cu privire la omorul săvârșit în stare de afect aplicate de-a lungul istoriei pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Remarc că în textele incriminatoare dintre legivirile care s-au aplicat de-a lungul istoriei, au fost descrise în mod diferit cauzele de apariție a stării emoționale condiționate de conduita provocatoare a victimei și împrejurările în care făptuitorul comite omorul. Toate aceste prevederi normative au în comun următoarea trăsătură: stabilirea unui tratament sancționator mai atenuat în comparație cu cel prevăzut pentru omorul țintul sau agravat. Analiza recepționabilității modelelor de elevație juridică din legile penale străine în vederea posibilei perfecționării a articolului 146.
Voi pertracta în continuare plusurile și minusurile componenței prevăzute la articolul 146 prin prisma dispozițiilor similare din legile penale ale altor state. Întâi de toate ne vom referi la starea emoțională specifică a subiectului infracțiunii, care, în articolul 146, este redată prin cuvintele stare de afect. O astfel de sintagmă nu găsim în legile penale ale altor state, iar cea mai apropiată ca sens este sintagma tulburare emoțională puternică, afect. În alte legi penale străine, starea emoțională a făptuitorului se redă prin sintagme destul de estimative, cum ar fi starea de puternică tulburare, perturbare emoțională extremă, agitație psihică extremă. În articolul 146, lista de fapte ale victimei care pot provoca starea emoțională specifică a subiectului dat include actele de violență, insultele grave, alte acte ilegale sau imorale ale victimei. Pentru comparație, în legile penale străine, faptele provocatoare ale victimei sunt calomnia sau altă acțiune a victimei ce contravine legii, molestare, conduita ilegală sau imorală sistematică a victimei, brutalizarea păcătuitorului sau unui membru al familiei lui și altele. De asemenea, în articolul 146 nu se specifică cine anume este ținta faptelor victimei. Din contra, în legile penale ale unor state, în dispoziția incriminatoare în calitate de țintă a faptelor victimei este menționat păptuitorul, alte persoane, membri ai familiei, rudă apropiată, persoană apropiată păptuitorului. Sprijinim punctele de vedere a doctrinarilor care insistă că odată ce în articolul 146 nu se specifică împotriva cui sunt îndreptate actele ilegale sau imorale ale victimei, deducem că astfel de acte pot fi îndreptate împotriva oricui. Contează ca aceste acte să provoace starea de afect a făptuitorului. De asemenea, în articolul 146 nu este menționată nicio circumstanță agravantă, în timp ce în alte legi penale străine lucrurile stau altfel. Există circumstanțe agravante, de exemplu, asupra două sau mai multe persoane, asupra unui funcționar, asupra tatălui, a mamei, asupra unei femei însărcinate. Susținem opinia că stabilirea unei circumstanțe agravante în cadrul unei componențe de infracțiune care presupune prezența unei circumstanțe atenuante va însemna nu altceva decât anularea efectelor acestei circumstanțe atenuante. Deci nu trebuie alterat principiul fixat la litera A al articolului 117 Cod Penal. Considerăm că studiul pe care l-am efectuat și-a realizat scopul, astfel legislatorul din Republica Moldova poate înțelege mai bine care cale nu ar trebui urmată în cazul în care s-ar dori perfecționarea acestei norme. Referitor la stabilirea componentelor relațiilor sociale apărate de articolul 146, dreptul la viața al persoanei care provoacă starea de afect a făptuitorului prin acte de violențe, insulte grave sau alte acte ilegale sau imorale, precum și obligația făptuitorului de a respecta acestea, constituie conținutul relațiilor sociale apărate de articolul 146. Determinarea cazurilor în care infracțiunea prevăzută la articolul 146 Cod Penal are obiect material. O să menționez cazul în care nu are obiect material, de regulă este, dar în cazul în care acțiunea prejudiciabilă nu influențează direct asupra substratului material al acestei infracțiuni, atunci nu presupune o manipulare exercitată asupra corpului victimei și îi lipsește obiectul material. Demonstrarea imposibilității etapei de pregătire și a posibilității etapei de tentativă în cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146. Deci orice pregătire de infracțiune necesită intenție premeditată, iar aceasta contravine însăși naturii juridice a articolului 146, a infracțiunii prevăzute la articolul 146. Ori activitatea psihologică a făptuitorului, motivația, alegerea scopului, comportamentului, luarea deciziei, în astfel de condiții, nu poate fi în niciun caz rezultatul unei gândiri reci și nici o consecință a pregătirii. Cât despre etapa de tentativă, aceasta este posibilă în cazul acestei infracțiuni, odată ce a început latura obiectivă a acestei infracțiuni, infracțiunea neconsumată poate să se exprime în tentativa de infracțiune. Posibilitatea existenței tentativei depinde nu de lipsa sau prezența stării de afect, ci de alți factori. Relevarea condițiilor ce trebuie îndeplinite de legătura cauzală pentru ca inacțiunea prejudiciabilă să reprezinte cauza producerii morții victimei. Inacțiunea prejudiciabilă există doar atunci când făptuitorul are obligația și putința de a acționa pentru a evita producerea urmărilor prejudiciabile. Dacă nu există o astfel obligație și putință, atunci lipsește inacțiunea prejudiciabilă.
Determinarea particularităților ce caracterizează legătura cauzală în ipoteza săvârșirii în participație a omorului în stare de afect. Participația este posibilă atunci când omorul este săvârșit de făptuitorii care se află în stare de afect, provocată de actele de violență, insulte grave ori alte acte ilegale sau imorale ale victimei, fie de o singură persoană care se află în stare de afect provocată în timp ce alte persoane își aduc contribuția la săvârșirea unei astfel de omor. Însă, omorul săvârșit în stare de afect, odată ce nu poate presupune etapa de pregătire, nu poate presupune nici participația care implică înțelegerea prealabilor și nici organizarea. Deci, în cazul omorului săvârșit în stare de afect, este posibil doar participația simplă și participația complexă. Identificarea elementului constitutiv al infracțiunii prevăzute la articolul 146, la care trebuie raportate actele provocatoare ale victimei. Actele provocatoare ale victimei nu pot să nu fie luate în considerare la determinarea gradului prejudiciabil al infracțiunii. Acestea fiind, de fapt, circunstanțele săvârșirii acestei infracțiuni, respectiv le raportăm la latura obiectivă a infracțiunii respective. Determinarea gradului de conștientizare de către făptuitor a motivului și a scopului în cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146. În cazul acestei infracțiuni, conștiința făptuitorului, cât și voința, este parțial afectată. Ca urmare, făptuitorul este ghidat de un motiv parțial afectat. Având la bază un motiv parțial conștientizat, evident că infracțiunea este naturalmente săvârșită cu un scop parțial conștientizat. Stabilirea efectelor pe care ipoteza aberatio ictus le produce în cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146. Raportată la omorul săvârșit în stare de afect, această ipoteză presupune acțiunea sau inacțiunea intenționată a făptuitorului care este îndreptată de mijlocit spre săvârșirea omorului persoanei care i-a provocat această stare prin acte de violență, insulte grave ori alte acte ilegale sau imorale. Din cauze independente de voința făptuitorului, această acțiune sau inacțiune nu își produce efectul. Astfel, victima aflată în reprezentarea făptuitorului rămâne în viață. Totodată este lipsită de viață o altă persoană care se găsește în apropiere de cea aflată, în reprezentarea făptuitorului. În acest caz, infracțiunea prevăzută la articolul 27 și 146 formează concursul ideal cu infracțiunea prevăzută la articolul 149, evident dacă sunt întrunire condițiile prevăzute la articolul 18 cod penal. Demonstrarea faptului că omorul săvârșit în stare de afect nu este o infracțiune săvârșită în persoana proprie. Omorul săvârșit în stare de afect nu este o infracțiune săvârșită în persoana proprie, așa cum este, de exemplu, infracțiunea de pruncucidere, deoarece un copil nou născut are o singură mamă biologică și nu două sau mai multe. De aceea, participația în acest caz nu e posibilă. Însă, în cazul omorului săvârșit în stare de afect, victima poate comite acte ilegale sau imorale împotriva a două sau mai multe persoane. Este posibil ca doar unora din ele să le fie provocată această stare. Determinarea condițiilor în care așa numitul lot de făptuitori se atestă în cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146. În cazul acestei infracțiuni este posibil așa numitul lot de făptuitori. Într-un asemenea caz, vorbim despre făptuitori de sine stătători care săvârșesc infracțiuni independente de omor în stare de afect față de aceeași victimă care le-a provocat această stare fără însă a fi prezentă cooperare. Toți acești făptuitori vor răspunde în baza articolului 146. Rezultatele obținute în urma studiului efectuat au fost prezentate și aprobate la mai multe foruri științifice, de asemenea au fost publicate în reviste științifice cu factor de impact. Ca rezultat al studiului efectuat în prezenta teză, am ajuns la următoarele concluzii generale. Incriminarea nemilindurii sau omorului săvârșit în stare de afect a apărut din necesitatea de a diferenția această faptă atât față de omorul simplu sau agravat, cât și față de privarea de viață săvârșită de o persoană iresponsabilă. În Republica Moldova, această diferențiere a fost făcută de legislator. În cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146, atenuarea răspunderii penale este determinată de cei patru factori care le-am dat citire inițial. 3. Conținutul valorii și relațiilor sociale aparate contra infracțiunii prevăzute la articolul 146 fac ca vinovăția victimii să reducă parțial vinovăția făptuitorului. În cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146, fapta prejudiciabilă de lipsire ilegală de viața unei alte persoane trebuie în toate cazurile să fie antecedentă față de moartea cerebrală a persoanei respective.
În cazul infracțiunii prevăzute la articolul 146, acțiunea sau inacțiunea fiecăruia dintre participanți reprezintă condiția necesară pentru săvârșirea acțiunii sau inacțiunii de către un alt participant. Doar în acest fel, acțiunea sau inacțiunea fiecăruia dintre participanți poate constitui cauza necesară a producerii morții cerebrale a victimei. Moartea cerebrală a victimei nu poate fi legată cauzal de acțiunea sau inacțiunea unui dintre participanți care nu condiționează necesarmente comiterea acțiunii sau inacțiunii de către un alt participant. Într-un asemenea caz, putem vorbi despre o pluralitate de contribuții independente și nu despre participație. Sub incidența noțiunii acte de violență, între formele de violență, cauzarea intenționată a leziunilor corporale, care ne implică un prejudiciu adus sănătății sau violența îndreptată spre cauzarea unor astfel de urmări, vătămarea intenționată ușoară, medie sau gravă, integrități corporale sau sănătății, ori violența îndreptată spre cauzarea unor asemenea urmări. Cauzarea intenționată a morții victimii sau violența îndreptată spre cauzarea unor astfel de urmări. Dacă actele de violență ale unii dintre cei care iau parte la altercație sunt ilegale, aceste acte provocând stare de afect a celuilalt participant, la altercație, atunci cel din urmă va răspunde în baza articolului 146 Cod Penal. De asemenea, dacă actele de violență ale ambelor participanți la altercație sunt ilegale, aceste acte provocând starea de afect al acelui participant la altercație care comite omorul, atunci cel din urmă va răspunde în baza articolului 146. Dacă actele de violență ale ambelor participanți la altercație sunt ilegale, dar aceste acte nu îi provoacă starea de afect a celui participant la altercație care comite omorul, atunci cel din urmă va răspunde în baza articolului 145. Infracțiunea prevăzută la articolul 146 nu poate fi săvârșită înainte ca starea de afect să înceapă sau după ce starea de afect s-a epuizat. În asemenea cazuri, intenția nu va mai fi influențată de această stare, deci nu va mai fi una afectizată. Astfel, caracteristicile intenției sunt esențial condiționate de această stare a făptuitorului. În lipsa stării de afect, intenția nu va fi afectizată. Emoțiile manifestate de făptuitor influențează în mod inerent conținutul motivului și al scopului infracțiunii. Întrucât starea de afect este indispensabil în cazul infracțiunii date, motivul și scopul acestei infracțiuni sunt în toate cazurile marcate de o asemenea stare. Având la bază un motiv parțial conștientizat infracțiunea, este naturalmente săvârșită cu un scop parțial conștientizat. În sensul articolului 146 și 156 prin stare de afect, trebuie să se înțeleagă stare emoțională de scurtă durată, survenită în mod subit, provocată de actele de violență, de insultele grave, ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei, care determină afectarea parțială a conștiinței și a voinței. Aplicarea articolului 146 poate presupune referirea la articolul 42. Este posibil participația la infracțiunea dată cu condiția că în momentul săvârșirii infracțiunii participanții se află în stare de afect. Având ca fundament cele menționate supra, optăm pentru implementarea următoarelor recomandări. 1. Modificarea dispoziției articolului 146 Cod Penal după cum urmează. Omorul săvârșit în stare de afect survenită în mod subit provocată de acțiunile sau inacțiunile ilegale ale victimei. Completarea dispoziției de la alineatul 1, articolul 23, prin Cod Penal al Republicii Moldova, după cuvintele unei tulburări psihice, să fie introduse cuvintele sau a stării de afect, ori a stării de tulburare fizică sau psihică, cu diminuare discernământul cauzată de naștere. Completarea codului penal cu articolul 23, indicitor, ce ar avea următoare denumire și dispoziție. Răspunderea pentru infracțiunea săvârșită în stare de afect. Alineatul 1. Prin stare de afect trebuie să se înțeleagă starea emoțională de scurtă durată, survenită în mod subit provocată de acțiunile sau inacțiunile ilegale ale victimei, care determină afectarea parțială a conștiinței și a voinței făptuitorului. Se aplică articolul 146 din prezentul cod dacă omorul este săvârșit în stare de afect. Se aplică articolul 156 din prezentul cod dacă vătămarea lui gravă ori media integrității corporale sau a sănătății este săvârșită în stare de afect. În cazul altor infracțiuni, starea de afect a făptuitorului se ia în considerare la individualizarea pedepsei. Alineatul 3. La stabilirea pedepsei pentru infracțiunile prevăzute la articolul 146 și 156 din prezentul cod, instanța de judecată ține cont de gradul de afectare a conștiinței și a voinței făptuitorului. Completarea alineatului 1, articol 76, Cod Penal, cu litera G prim, ce ar avea următoarea dispoziție. Starea de afect a făptuitorului care îndeplinește condițiile prevăzute de alineatul 1, articol 23, 2 din prezentul cod.
Completarea alineatului 1, articolul 143, Cod de Procedură Penală cu punctul 3, indice 2, ce ar avea următoare dispoziție. Stării de afect a venitului, învinuitului, inculpatului, în cazurile în care conduita acestuia în timpul săvârșirii infracțiunii corespunde condițiilor stabilite în alineatul 1, articolul 23, indice 2, din Codul Penal. Aici refer la obligativitatea numirii expertizei. Mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim, doamna Mitorica. Stimați colegi, întrebări la cele ce a menționat doamna doctora. Poftim. Vă rog, profesor Bujor. Poftim. Concretizați. Care relații sociale sunt protejate prin intermediul acestei norme, care dumneavoastră ați spus o analiză? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Deci, relațiile sociale, dacă mă refer la obiectul juridic special al acestei infracțiuni, sunt relațiile sociale cu privire la viața persoanei care provoacă starea de afect a făptuitorului prin acțiunile ilegale, insultele grave sau alte acte ilegale sau imorale. Da, vă mulțumesc. Poftim încă întrebări? Poftim, doamna Grecu, poftim. Raisa Grecu, dacă am înțeles eu corect la capitolul afectul cumulativ, noastră considerați nu. Că nu trebuie, nu am nevoie să o reținem. Puteți da, vă explic. Da, mulțumesc pentru întrebare. Deci, am analizat în teză și am desfășurat că în cazul afectului cumulativ, acesta este precedat de o situație psihotraumatizantă de lungă durată. Așa. În cazul afectului care, la care ne referim în cadrul normii vizate în prezenta cercetare, noi vorbim despre afectul clasic. El apare brusc, asta este prima condiție, subit. Brusc, subit, sare în vedere. Și termenul desfășurării acestui afect este fulminant. Ceea ce nu putem vorbi despre afectul cumulativ. El se cumulează în timp, în urma situației care v-am descris-o, psihotraumatizante de lungă durată. Acesta nu poate fi o cauză a provocării afectului prevăzut la articolul 146. Bine, dar afectul ăsta cumulativ, da? Se desfășoară în timp, așa, da? Ca presiune psihoemoțională asupra victimii, el la un anumit moment capătă amploarea afectului subit și sub imperiul acestui afect persoana comite infracțiunea. Nu recunoaște. Deci, aproximativ, ceea ce dumneavoastră acum ați invocat, un pic sub altă formă este dezvoltat în cercetare și anume, afectul persoanei poate apărea dacă dumnealui depanează în memorie acțiunile victimii, poate apărea afectul ăsta, dar iarăși el este clasic, noi nu-l numim cumulativ. De asemenea, în cazul în care făptuitorul nu a înțeles corect la momentul în care au fost manifestate aceste acțiuni ilegale sau imorale, am desfășurat acest fapt, noi îl numim afect întârziat în prezenta lucrare. Da, vă mulțumim foarte mult. Am poftim încă întrebări. Da, deja am poftim. Spuneți-mi, vă frumos, factorul catalizator al stării de afect, desemnat de către legitor violența, afectul de violență, poate să se refere, în concepția dumneavoastră, la violență psihică? Da, și am expus minuțios, desigur, la violență psihică și anume sintagma din normă care este expusă prin cuvintele alte acte ilegale. Am demonstrat în prezenta teză că actele de violență se referă la violența fizică, iar alte acte ilegale la violența psihică, făcând o analiză a tuturor normelor care conțin violența din codul penal. Foarte special. Și noi ne optăm și de proșie, știți că noi spunem violență, desuvări în altă componență, îți folosești constrângere. Dar dacă ești constrângere, respectiv, ești și fizică, ești și psihică. Sau amenințare cu violență. Păi, asta e. Poftim încă întrebări? Vă mulțumim foarte mult, Rodica. Luați, vă rog, loc.
În cele ce urmează, voi aduce la cunoștință participanților la susținere, sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de evaluare preliminară a tezei. La 18 iunie 2021 a avut loc ședința Departamentului Drept Penal a Facultății Drept a Universității de Stat din Moldova, la care a fost supusă evaluării preliminare teza de doctorat elaborată de doamna Rodica Verdigo, precum și rezumatul ei. La evaluarea preliminară a tezei doctorat au participat membrii Departamentului Drept Penal a Facultății Drept a Universității de Stat din Moldova. Ei au apreciat că teza are o ținută științifică înaltă. Problemele puse în discuție au fost tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistentă argumentare. În cele din urmă, membrii Departamentului Drept Penal au convenit asupra înaintării următoarelor recomandări, care de altfel le regăsit și în avizul Departamentului de Drept Penal din 18 iunie 2021. Următoarele, deci, au fost sugestii. Reformularea recomandării numărul 5 de la pagina 307, astfel încât aceasta să fie mai eficientă. Următoarea. Folosirea ca argument la reformularea acestei recomandări a prevederii de la subpunctul 2, alineatul 2, articolul 96 din Codul de Procedură Penală. La rândul lor, conducătorul doctorat și membrii Comisiei de Îndrumare au remarcat faptul că teza are o ținută științifică înaltă, lucrarea se distinge prin bogăție de idei, informații și soluții care sunt oferite într-o abordare originală. În fine, s-a recomandat autorului următoarele. Citarea în subsolul la pagina 57 a tezei a lucrărilor Sergiu Brânză și Vitali Stati. Reducerea numărului de concluzii ale capitolului 5 din teză. Indicarea la efectuarea trimiterilor în subsol a actelor normative doar a sursii actului, de regulă, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, numărul și anul ediției. Doamna Rodica, dacă aveți ceva spuneți asupra observațiilor, dacă putem așa să le numim, care au fost expuse asupra manuscrisului și tezei în cadrul ședinței departamentului. Poftim. Da, foarte scurt, mulțumesc. Cu referire la sugestiile și observațiile expuse de către participanții la ședința de evaluare preventivă a tezei, desigur că am ținut cont de ele, le-am implementat, unele din ele, iar una dintre modificările esențiale efectuate în teză ține de recomandarea de lege ferenda indicată la punctul 5, care se referă la completarea alineatului 1, articolul 143 Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova cu punctul 3, indice 2, care să prevadă obligativitatea numirii expertizei judiciare pentru stabilirea stării de afect. Mulțumesc! Da, vă mulțumim! Luați, vă rog, loc. Deci, stimați colegi, trecem la următoarea etapă. Deci, permiteți-mi să ofer cuvântul referentului oficial pentru a prezenta referatele de analiză și vreți dumneavoastră să nu vreți de aliară în aceeași cuțitate ca și prima doamna profesor, poftim doamna Grecura Isa, specialitate în drept, poftim. La prima ați început dumneavoastră și a fost susținerea cu succes. De ce e așa cum a văzut asta? Nu garantez, dar dacă sunt prima pe listă, garanțiile le dau alte autorități, nu referenții. Statutul. Cer scuze. Nu, tot e ordine. Stimate domnule președinte, onorați membri ai Comisiei pentru susținere tezei, stimată pretendentă, dragi colegi, teza elaborată de către pretendenta noastră de astăzi la tema răspundere penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, bineînțeles, se încadrează exact în cadrul specialității drept penal și execuțional penal. Lucrarea este axată totalmente cercetării unui spectru larg și eu aș zice aproape exhaustiv. De probleme teoretico-practice ce țin de răspundere penală pentru infracțiunea analizată.
Lucrarea se impune ca actualitate și argumentele mele sunt următoare. Deci, în primul rând, există mai multe deficiențe astăzi în ceea ce ține de reglementare legislativă a infracțiunii, ce lasă un câmp larg pentru interpretarea unor termeni legali din conținutul normei, pe de o parte. Pe de altă parte, doctrina, tocmai da, în virtutea existenței acestor deficiențe de reglementare, la fel este controversată opiniile pronunțate asupra unor sau altor probleme, câteodată sunt divergente. Mai mult decât atât, deci întreaga area problemelor da, discutabile care țin de tema tezei în susținere nu este acoperită nici prin prevederile hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție Republicii Moldova din numărul 11 din 24-12-2012 cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracțiunile săvârșite prin omor, articole 145-148 Cod Penal al Republicii Moldova. Da, într-adevăr, subscriem afirmații autoarei că articolul 146 nu se aplică astăzi prea des în practica judiciară, tocmai în virtutea da, anumitor dificultăți care se întâlnesc în aplicarea normei respective. Dar din modesta mea experiență, pot să susțin că mult mai des partea apărării recurge la argumentul acesta, da, săvârșirii omorului în stare de afect, decât realmente instanța reține acest argument. Cu orice ocazie, asta e poziția forte a apărării atunci când este vorba de această categorie de infracțiuni. Prima ce se invocă, afectul. Dar aici intrăm în cercul ăsta vicios, reglementările insuficiente, interpretările divergente și instanța preferă să da, nu aplice prevederile articolului pentru a nu încălca principiul legalității, uniformității, aplicării legii și așa mai departe. În sensul dat, bineînțeles că teza elaborată vine cu un șir de abordări conceptuale, teoretico-practice, deosebite actuale ale problemei răspunderii penale pentru omorul săvârșit în stare de afect. Și problematica tezii acoperă un vid semnificativ existent la ziua de azi, atât în interpretarea normei respective, cât și în ceea ce ține de formularea unor propuneri de optimizare a normei. Metodologia utilizată este absolut indicată pentru o cercetare științifică în acest domeniu, este adecvată și pe măsură să contribuie în modul cel mai reușit realizării scopului și obiectivelor cercetării. Pe parcursul investigației s-a recurs la asemenea metode, cum ar fi istorică, comparativă, analitică, logică, ultima exprimată într-un spectru larg de raționamente. Dar și aceste metode, de exemplu, metoda istorică, da, nu s-au aplicat fragmentar. Iată, metoda istorică, da, bineînțeles, ea este absolut pusă la baza elaborării compartimentului 2-3 din lucrare, analiza istorică a reglementărilor privind omorul săvârșit în stare de afect. Ea însă se regăsește această metodă ca instrument de cercetare și atunci când se întreprind analizele reglementărilor anterioare în comparație cu cele existente și atunci când se analizează da, unele acte cu caracter explicativ anterior existente și pe urmă să trece la cele actuale. Același lucru se poate spune și despre utilizarea metodei comparative. Deci, la spectrul reglementărilor
analogice din legislația penală a altor state, se recurge foarte des pentru a exemplifica diferite modele de incriminare a acestei infracțiuni, dar la această metodă, da, comparativ, se recurge nu numai în compartimentul 2-4 și în alte compartimente ale tezei, deci pe parcursul investigației, la fel, se face uz des de metoda comparativă. Chiar am remarcat și în situațiile când doctoranda ajunge foarte așa definit la concluzia că unele modele de reglementare nu ar fi recomandabile pentru preluare în legislația noastră, dar este bine să le cunoaștem și câteodată să pornim de la ceea ce nu acceptăm, ca să știm cum ar fi bine să formulăm noi. În urma, da, analizei metodologiei utilizate, se poate constata, deci, conformitatea totală a metodologiei scopului obiectivelor anunțate ale tezii, care au și fost formulate la compartimentele respective, din lucrare și din adnotare. În ceea ce ține de analiza conținutului tezii de doctorat, deci, sigur că, iarăși, teza impunătoare ca volum, lucrarea este complexă ca spectru problemelor abordate. Din acest motiv, eu aici mă voi axa doar unelor probleme care mi-au părut așa de o semnificație aparte. În capitolul 1, tradițional, analiza situației privind răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, este înglobat studiul doctrinei autohtone și acelei străine în tema cercetării, spectrul de nume de autori, numărul lucrărilor este destul de larg. Vom remarca și faptul că nu e vorba de o simplă invocare, așa, luată rând pe rând, autorul cu tare a spus asta, autorul cu tare afirmă altceva. Este vorba de o analiză a opiniilor invocate, pe marginea unor opinii sunt formulate așa și niște opinii critice, dar foarte, așa, cum să zic, constructive și cu respectarea eticii profesionale, da, deci cu respect tratează doctoranda opiniile doctrinarilor în domeniu. Și până la urmă, cercetarea la acest capitol este una, da, definitorie pentru întreaga lucrare, pentru că de la bun început doctoranda a știut să se pună în evidență niște probleme aparte, adesea controversat tratate în doctrina națională și în cea străină. În capitolul 2 din lucrare, abordări conceptuale și normative privind răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, care este structurat în 4 subcapitole, da, în conformitate cu succesiunea logică, necesară dezvăluirii consecvente a celor mai importante probleme legate de conceptul infracțiunii analizate, găsim și lucruri noi chiar referitoare la aceeași noțiune de umor formulată în baza celor 4 semne care deja se pare că sunt arhicunoscute și totuși aici doctoranda a găsit evidențieze și în ceea ce ține de definiția umorului și sub alte aspecte. Recunosc, de ce nu, pentru mine a fost descoperire că paralel cu prevederile constituționale, da, ale Constituției Republicii Moldova, care nu admite explicit absolut nicio restrângere a dreptului la viață, în legislația noastră există 21 de legi care totuși consideră legală lipsirea de viață în anumite circunstanțe. Ce m-a impresionat și deci apreciez
că pretendenta a și explicat imediat posibilitatea, ca să zic așa, legalitatea legilor prin prevederile de la paragraful 2 din articolul 2 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului și n-a uitat să sublinieze că în fiecare caz prevăzut din astea 21 de legi nu e cazul niciodată să uităm despre principiul necesității și proporționalității. Aici, la fel, da, sunt analizate niște asemănări existente între infracțiunea prevăzută la articolul 146 în redacția actuală și circumstanța atenuantă prevăzută la litera G, alineatul 1 din articolul 76. Pretendenta, iarăși, foarte corect, pune accentele și spune despre aceea că comportamentul provocator al victimei, da, nu trebuie evaluat sub aspect criminologic, este vorba de potențialul, da, ilegalitatea și imoralitatea acțiunilor victimei, este cea de-a doua trăsătură comună și potențialul acesta de a provoca infracțiunea și nu de aspectele criminologice. Iată, deosebirile și ele la rândul lor sunt între aceste două norme și ele trebuie să fie luate în calcul la încadrarea corectă a infracțiunii. Analiza istorică, cât și cea de drept comparată a reglementărilor privind omorul în stare de afect, este una amplă, este profundă. Materialul normativ analizat este extrem de larg și lucrul ăsta urmează să fie apreciat aparte. Obiectul infracțiunii constituie subiect de investigație la capitolul 3 din teză, sunt analizate toate categoriile de obiect. Pe măsura aprofundării în tema investigației, doctoranda vine și cu unele definiții proprii, iată, găsim definiția de persoană la acest capitol. Este convingătoare și motivată opinia autoarei, de altfel care și-a găsit expresia și în publicațiile autoarei, referitoare la obiectul material al infracțiunii. A reiterat și în discursul său pretendenta de astăzi ideile sale la acest compartiment. În finalul capitolului este analizată problema victimii infracțiunii. De ce problemă? Pentru că, da, ea este purtătoarea unor calități speciale, dar totodată calitatea nu este stabilă. Da? În prezența calității de victimă a omorului săvârșit în stare de afect, noi avem de-a face cu actele ilegale sau imorale care posedă potențialul de a provoca starea de afect a păcătuitorului. Când lipsește, atunci nu ai victima acestei infracțiuni. La capitolul 4, latura obiectivă, după, da, binecunoscută regulă din drept penal, este analizată fapta, urmările, raportul cauzal, circumstanțele săvârșirii infracțiunii. Și aici, deci, iarăși, încă o dată, voi sublinia semnificația practică a cercetărilor teoretice pe care le întreprinde doctoranda. Nu se face știință de dragul științei, iată, la acest compartiment imediat se iese la criteriile delimitării infracțiunii prevăzute la articolul 146, de cele prevăzute la articolul 162 și 163. Vom fi de acord cu concluzia autoarei despre ce este posibilă, da? Și pregătirea și tentativa la infracțiunea analizată. În ceea ce ține de opinie a autoarei care pe urmă și-a găsit expresia și în una din propunerile de lege ferenda
Eu, deci, împărtășesc întru totul și opinia pretendentei care se referă la opinia domnului profesor Brânză, citat de pretendentă, că fiecare subiect al interpretării va înțelege în felul lui sensul expresiilor acte imorale ale victimii, da? Și că este greu de definit, da, această expresie, ce generează pericolul aplicării neuniforme legii penale, precum și a interpretării extensive defavorabile a legii penale. Și azi, în discursul pretendentei noastre, la un anumit moment, a răsunat această sintagmă, prea multă discreție, da, s-ar conferi instanțelor de judecată dacă ar rămâne norma în formularea sa în care ea există astăzi în codul penal, în ceea ce ține de insultele grave sau actele imorale. În continuare, pretendenta va desfășura această idee și din această sintagmă de redacție actuală a normei vor rămâne numai actele ilegale. Iată, la acest capitol încerc să formulez propria opinie, chiar dacă mă expun criticii, și totuși consider că în orice societate trebuie, dacă nu există, atunci trebuie să existe niște repere morale foarte clare, incontestabile și la uzul săvârșirii unor fapte, fiecare membru a societății trebuie să vină cu ideea clară că nu, așa ceva este inadmisibil, așa ceva este în afara moralei. Sunt acte de sacrilegiu, sunt acte de alt gen care trebuie să fie percepute la nivel de societate ca acte imorale. Și faptul că prea multă discreție, bine, discreție nu există prea multă sau prea puțină discreție, ori este, ori nu este, și tot așa discreție și în alte probleme are instanța de judecat și acolo. Nu ne temem că ea este prea multă această discreție, deci eu totuși aici m-aș gândi la da, o revizuire încă o dată a opiniei pretendentei, dar eu nu impun părerea mea. Cu atât mai mult că părerea mea este mai radicală decât cea care am formulat-o aici, poate depășesc un pic cadrul problemelor discutate, dar eu sunt de părerea că trebuie restabilit în codul penal infracțiunile de injurie și calomnie. Noi prea ne-am grăbit cu decriminalizarea acestor fapte în situația, nu știm când ele au fost decriminalizate, dar era valul acela de democratizare și de promovarea dreptului la libertatea opinii și libertatea mass-mediei și așa mai departe. Dar codurile penale ale unui șir întreg de state europene și astăzi prevăd foarte bine calumnia și injuria și nu se reduc la nivelul contravențional doar, da? În ceea ce privește sancționarea acestor fapte. Deci care este raționamentul meu în raționamentul meu la acest capitol. Potențialul profilactiv al infracțiunilor în cazul dat de injurie. Fiți de acord, da? De la injurie se trece la amenințarea cu moartea sau cu provocarea vătămărilor grave, de la amenințare se trece la umor în stare de afect și nu numai în stare de afect, da? Deci, dar asta e părerea mea subiectivă, poate că cu altă ocazie vom lua o discuție așa mai pe îndelete și mai aproape de subiect. Elementele subiective ale infracțiunii sunt cercetate în capitolul 5, aici deci este analizată vinovăția, motivul, scopul, starea emoțională a făptuitorului infracțiunii analizate. Bineînțeles, cert, da, se pronunță
pretendenta că forma vinovăției și tipul de intenții în cazul omorului în stare de afect sunt absolut similare celorlalte infracțiuni săvârșite prin omor. Particularitatea care există și aceea care am discutat-o și astăzi, când am adresat întrebarea respectivă, este procesul ăsta de motivații care nu poate fi de lungă durată și pe asta cu accentul pretendenta noastră. Motivele, da, sunt specifice, bine cunoscute, în principiu mari probleme nu scontează ca discuție. Apreciez că la acest compartiment se vine cu propria definiție a stării de afect, așa cum urmează ea fi înțeleasă cu referință la articolul 146-156 și ulterior, iată, ideile astea de aici sunt dezvoltate deja în propunerea de lege referendă de a completa codul penal cu un nou articol 23 cu indicele 2, răspunderea pentru infracțiunea săvârșită în stare de afect. Ceea ce consider eu este o propunere binevenită, oportună, cu actele doar ilegale, da, care va fi lăsată sintagma în această propunere de lege referendă, mai discutăm, cum s-ar zice, nu se adoptă mâine legea pentru modificarea codului penal. Sunt de acord și cu tratarea problemei participației la respectiva infracțiune. Bineînțeles că ea este posibilă, dar numai sub forma participației simple și complexe, așa cum notează și autoarea. Rezultatele cercetării, evaluarea critică a rezultatelor, a concluziilor finale. Cercetarea întreprinsă de către pretendenta noastră de astăzi s-a soldat cu rezultate științifice valoroase de semnificație considerabilă pentru teoria dreptului penal în ceea ce ține de studiul doctrinar al infracțiunii de omor săvârșit în stare de afect și cu o valoare practică clar, da, aspectul aplicativ este foarte bine pronunțat. Am scris în referat și repet încă o dată, caracterul de exegeză a lucrării se impune cu evidență tot parcursul studiului și constituie trăsătura distinctivă ce conferă plus valoare tezei. Recunosc că deja am profitat din plin de lucrarea dumneavoastră și am folosit-o la lecțiile mele de masterat. Adevărat că nu m-am referit la autoare, pentru că era încă înainte susținerea și poate nu era cazul să fac lucrul ăsta, dar iată acum o fac pentru toată lumea. Deci m-am folosit, a fost util și deci pentru mine contribuția, da, teoretico-practică propria autoare este mai mult decât evidentă. 16 concluzii generale au fost temeinic motivate în conținutul tezei și redate în concluziile finale. Acestea sunt bine argumentate, ele vin deci nu doar pe baza așa unor raționamente abstracte. Aici avem și studiu doctrinar, și cercetarea practicii judiciare, și analiza actelor cu caracter de recomandare. Toate astea deci conferă valoare aplicativă certă lucrării. Din toate acestea să iese la aspecte de aplicare corectă a normei. Recomandările sunt bine gândite, sunt clar formulate și nu am niciun dubiu că ele ar fi extrem de necesare și ar avea un impact pozitiv în cazul implementării lor. În ceea ce ține de caracterul de noutate a cercetării, contribuția personală autorului, originalitatea și profunzimea discursului științific este și în adnotare, și în lucrare, o expresie așa, știți, cumva modestă, una din primele lucrări în spațiu doctrinar autohton. Hai să spunem așa cum este prima teză de doctor
care se preocupă de analiza, caracteristica juridico-penală a infracțiunii de săvârșirea omorului în stare de afect. Și odată ce prima, prin aceasta se spune totul despre noutate, pentru că problemele sunt abordate profund, complex, contribuția personală a autoarei este semnificativă, aspectele problematice deci nu sunt evitate și pentru controversele existente se formulează opinii proprii și se aduc soluții. Deci tot asta denotă gândirea originală a autoarei care, bineînțeles, își pune amprenta și pe profunzimea discursului și pe deci, complexitatea abordării problemelor. Stilul, discursul poartă un stil științific veritabil. Analiza problemelor cercetate este înfăptuită de o manieră clară, convingătoare, amplă și profundă. Și la compartimentele în care se face referință, incursiune în niște domenii mai complicate pentru juriști, psihologia, psihiatria, autoarea știe să formuleze ideile, opiniile, concluziile așa de o manieră inteligibilă pentru toată lumea. Modul de exprimare este clar și exact. Aparatul științific utilizat, descrierile bibliografice și la acest compartiment lucrarea face față cerințelor regulamentare, falsificări, preluări excesive. Nu am atestat nici la nivel de conținut de lucrare, nici la compartimentul concluziilor finale. Da, sunt multe citate, dar ele sunt absolut necesare, ele sunt la subiect, sunt analizate, nu pur și simplu invocate mecanic. Deci sunt foarte corecte, da, formalizate citatele în teză. Aici nu am ce să reproșez autoare. Bibliografia extrem de vastă, 628 de titluri, propriile publicații, 25 de lucrări își găsesc locul și în bibliografia din final și pe parcursul lucrării. Referințele sunt formulate cu respectarea cerințelor. Din punct de vedere tehnic, teza iarăși este executată de o manieră foarte bună. Practic nu am găsit erori. Practic nu am găsit erori de ordin tehnic. Citatele, notele de la subsol, totul este deci, formalizat foarte bine. Autoreferatul, 29 de pagini, conține toate compartimentele necesare cerute de regulamente și corespunde în ceea ce ține de conținut, conținutului tezei. Concluzia finală. Teza de doctor elaborată de Bervilo Rodica la tema răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect este realizată la un alt nivel teoretic-practic. Autoarea vine cu o contribuție esențială teoretică-practică la cercetarea juridico-penală a infracțiunii de omor săvârșit în stare de afect. Tema este abordată plenar, complex. Concluziile și recomandările sunt de o reală semnificație atât pentru conceptualizarea teoretică a infracțiunii prevăzute la articolul 146, cât și pentru aplicarea uniformă a prevederilor acestui articol. Lucrarea corespunde tuturor rigorilor regulamentare, poate fi admisă spre susținere publică și, deci, pe urma susținerii, eu voi opta pentru atribuirea calificativului foarte bine, dar decizia va aparține, bineînțeles, comisiei. Mulțumesc. Da, vă mulțumim, doamna profesor Andreea Pălătean. Deci, luăm primul loc. În continuare, tot continuăm cu lista referentelor cealaltă, poftim doamna Lidia Vărla, doctor în drept Constituția Universitar și va încine mulțumatul pentru domnul Valeriu Bujor. Bună ziua, mulțumesc!
stimați președinte, bună ziua, mulțumesc de audiență, bună ziua, doamnă doctorandă. Deci, vă prezint referatul meu de analiză asupra tezei de doctorat cu temă răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, elaborată de către doctorandă Viviana Rodica. Mă voi strădui să fiu extrem de succintă. În rezultatul analizei tezei de doctor, având-o ca autoare pe doctorandă Viviana Rodica, în calitatea mea de referent oficial, în temeiul articolului 11 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat aprobată de Consiliul Științific al USM în ședința din 26 septembrie 2018, procesul verbal numărul 1, consider necesară formularea următoarelor concluzii. Analiza actualității temei și problematicii abordate. În opinia mea, este întemeiată afirmația doctorandei potrivit căreia atitudinea față de persoană ca o față de o valoare socială de maximă importanță implică recunoașterea omorului ca faptă cu potențial socialmente periculos extrem de ridicat. Omorul agravat și alte infracțiuni care aduc atingere vieții sunt cele mai periculoase infracțiuni prevăzute de Codul Penal al Republicii Moldova și chiar un omor simplu necalificat săvârșit în lipsa circumstanțelor agravante prevăzute de alineatul 2 al acestui articol, este atât de periculos socialmente, încât este catalogat de legislator ca fiind o infracțiune deosebit de gravă. În ceea ce privește calificarea unei fapte ca omor, săvârșit în stare de afect și distingerea acestei fapte de infracțiunile conexe, există o serie de probleme nerezolvate și controversate care necesită soluționare. Articolul 146, într-adevăr, este aplicat relativ rar în practica noastră judiciară, deși nu are o aplicare frecventă, articolul dat se numără printre cele mai dificile de interpretat. Influența afectului asupra comportamentului uman constituie una dintre cele mai dificile probleme și, din acest punct de vedere, nu poate fi pusă la îndoială importanța interpretării cât mai precise a articolul 146, a aplicării acestei dispoziții în conformitate cu principiul legalității, precum și a perfecționării dispoziției articolului 146 Cod Penal, în corespundere cu necesitățile teoriei și practicii dreptului penal. Suntem de acord cu argumentele autoarei, conform cărora unele sintagme utilizate de legislator în articolul 104 actei morale ale victimei oferă prea multă discreție pentru interpretarea lor. Aceste sintagme sunt de natură estimativă și astfel conținutul lor trebuie stabilit în fiecare caz aparte, în funcție de circumstanțele concrete ale celor săvârșite. În acest mod, aplicarea sau neaplicarea articolului 146 Cod Penal depinde de subiectivismul celor abilitați cu aplicarea legii penale. Pe lângă aceasta, nu întotdeauna este ușor de determinat prezența stării de afect fiziologic a făptuitorului și sau deosebirea acesteia de stare de afect patologic. Din aceste cauze, o parte dintre infracțiunile de omor săvârșite în stare de afect nu își găsește calificarea în conformitate cu principiul legalității. Ceea ce ține de analiza metodologiei utilizate și a gradului de corespundere a acesteia față de obiectivele menționate, vom remarca următoarele. În primul rând, menționez metoda istorică care a fost folosită pentru a face o comparație dintre articolul 146 Cod Penal actual și precedentele legislative ale acestui articol. Totodată, metoda comparativă presupune stabilirea similitudinilor și a disubirilor dintre articolul 146 Cod Penal și normele corespondente din legile penale, chiar am calculat, ale 45 de state străine. Această metodă a fost larg folosită pentru a se reliefa plusurile și minusurile ce caracterizează articolul 146 în raport cu reglementările corespondente din legile penale străine. Deci, la nivel doctrinar, am observat că la baza acestei teze de doctorat stau numeroase surse bibliografice autohtone și de origine străină, editate în ultimele decenii, consacrate problemei conturate, fiind scoase în evidență cele mai discutabile aspecte și formulate propriile opinii vis-a-vis de ele. Lista bibliografică cuprinde mai multe surse care prezintă studii monografice, comentarii, manuale, articole științifice, autoreferate ale tezilor de doctorat, acte normative, etc.
Legislativ, au fost examinate minuțios prevederile legislative atât din Codul Penal al Republicii Moldova, cât și din codurile penale străine. Prin urmare, au fost scoase în evidență și luate în considerare cele mai progresive viziuni legislative la nivel de aplicare a legii penale în practica judiciară a Republicii Moldova. Au fost studiate numeroase decizii ale Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție, precum și anumite sentințe ale judecătoriilor de prima instanță. Se utilizează frecvent argumentarea, demonstrația, combaterea, discursul retoric. Analiza metodologiei utilizate îmi permite să constat corespunderea în cea mai mare parte a acesteia cu obiectivele tezei. La analiza conținutului nu mă voi opri, deoarece m-am expus încă în prima comisie la departament, plus colegii mei deja s-au expus. Voi face anumite precizări la nivelul evaluării critice a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și a impactului acestora asupra domeniului abordat. Cele 16 rezultate obținute în urma cercetării efectuate reflectă în esență contribuția doctorandei la elaborarea concepției științifice privind răspunderea sale, ci și include subiecte întregi consacrate situațiilor speciale. Concluziile generale, 14 la număr, au ca premisa investigația întreprinsă de doctorandă. Ele sintetizează contribuțiile la dezvoltarea cunoașterii și direcțiile de cercetare deschise, fără a relua o prezentare a rezultatelor obținute în urma cercetării efectuate. Concluziile generale exprimă sintetic deducțiile din seria de argumente și constatări care se fac pe parcursul cercetării. Aprecieri cu privire la caracterul de noutate al cercetării, contribuția personală a autoarei, originalitatea și profunzimea discursului științific. În opinia mea, noutatea cercetării este evidentă, luând în considerare lipsa în Republica Moldova în ultimii ani a unor studii științifice cu tematică asemănătoare. Chiar ce am făcut? Am intrat pe site-ul Instrumentul Bibliografic Bibliometric Național și am încercat să caut dacă mai sunt careva articole, nimic. Sau alte studii, cercetări, rapoarte, absolut nimic. Am intrat pe Google, am intrat pe diferite pagini, site-uri a diferitor biblioteci. Nimic absolut. Se pare că este o componență privilegiată, unanim recunoscută, ea este, adică ar trebui să fie mai multe informații. Nu. Până la urmă, este aceeași situație cum a fost și la mine la pronuncidere, când mi-am subținut teza de doctorat. Aceeași problemă. Așa, la prima vedere, pare că poți scrie orice. Până la urmă, nu găsești nicio sursă. Deci, prin deficitul acestor surse, această teză, în opinia mea, se plasează la un nivel posibil chiar și suprem. Este o teză foarte bună. Originalitatea discursului științific decurge din raportul de similitudine asupra tezei. Doctoranda a comunicat în teză propriile puncte de vedere, făcând referire în corespundere cu regulile deontologice la lucrările altor autori. Susținem că concluziile și recomandările formulate în cadrul tezei sunt aplicabile în activitatea practică a organelor de drept, precum și în procesul de instruire, în cadrul de învățământ superior de profil juridic, aprecieri cu privire la stil, claritatea și precizarea exprimării. Teza în cauză se poziționează printre cele mai reușite studii științifice de ultima oră, iar nivelul scrierii, lingvistic, metodologic, demonstrează calități de cercetător. Textul tezei de doctorat, în opinia mea, este structurat logic, ideile sunt expuse corect. Autorul asigură știința cu un aparat conceptual modern, viabil, a fi implementat în doctrina juridico-penală, iar latura empirică a tezei denotă un nivel înalt de aplicabilitate practică, constituind un suport semnificativ pentru justițiabili. Stilul este corect, echilibrat, bine gândit. Valoarea științifică a cercetării respective constă în oferirea interpretărilor multilaterale și exhaustive a prevederilor articolului 146. Nu am găsit careva fraudări, deși am încercat iarăși să caut ceva informații suplimentare, poate există ceva asemănător. Chiar din punct de vedere al unui utilizator al rețelei internet, unde există aceste baze de date care ne oferă anumite articole științifice sau ceva,
Deci este o lucrare absolut originală. Am găsit chiar pentru mine anumite idei, concepte. Taman s-a coincis acum curicula cursului, da, la drept penal parte specială cu omorul în stare de afect pe care eu l-am citit studenților undeva vreo 4 săptămâni în urmă și citeam și lucrarea respectivă, deci m-am inspirat, vrei, nu vrei, m-am inspirat și de acolo, da, și când i-am explicat ceva studenților, logic că am mai preluat și eu idei de la dumneavoastră ca și doamna multimată, doamna profesor. Regulile de redactare și tehnoredactare au fost respectate, deci a fost respectat ghidul Școlii Doctorale Științe Juridice privind redactarea tezei de doctorat și a rezumatului. Ceea ce țin de rezumat este întocmit în corespundere, l-am luat ca model, deoarece mai am și eu doctorat și vreau să văd cum se scrie corect un ghid, un rezumat. Și deci acest rezumat este foarte bine gândit, dezvăluie aportul autorului la realizarea investigațiilor, locul lor în contextul cercetărilor de specialitate din țară și din lume, noutatea științifică și importanța practică a rezultatelor obținute. Concluzia referentului. Doctoranda Berdilo Rodica a realizat sarcinile pe care și le-a propus, iar teza de doctorat al cărei autor este corespunde rigorilor avansate față de acest gen de lucrări. Problemele puse în discuție au fost tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistentă argumentare. Teza are o ținută științifică înaltă. Prin urmare, teza de doctorat cu tema răspunderea penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, elaborată de către doctoranda Berdila Rodica, îndeplinește rigorile pentru a fi admisă spre susținere publică. În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire a calificativilor tezilor de doctorat, aprobat de MSS, ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017, luând în considerare criteriile enunțate în articolul 17 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, optez pentru acordarea calificativului foarte bine tezei de doctorat cu tema răspundere penală pentru omorul săvârșit în stare de afect, elaborată de către doctoranda Berdilo Rodica. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Succese! Da, vă mulțumim de asemenea, doamna Gălă. Poftim, domn profesor Valeriu Bujor. Onorată asistență, domnul președinte, și eu cu mare atenție am citit lucrarea, cu atât mai mult că în 2006-2007, în cadrul Academiei de Poliție, am fost numit conducător științific la o teză similară, răspunderea pentru omor săvârșit în stare de afect, de o doctorandă din Găgăuzia, însă cu regret a plecat psihotare și toată conlucrarea noastră s-a finalizat doar cu un articol Ubisto Sostăianie Afecta. Adică am o închipuire și eu despre problema respectivă, dacă așa am dumă. Pornind la o analiză a actualității temei și probleme abordate, într-adevăr, constat că problema violenței criminale sub orice formă de manifestare rămâne o problemă socială strigentă. Și anume, nivelul și starea violenței criminale sunt acei indicatori care arată starea relațiilor dintr-o societate unde persoana, viața și sănătatea acesteia sunt cele mai importante valori sociale. Persoana, securitatea persoanei, interesele legitime ale persoanei sunt asigurate cu aplicarea diferitor mecanisme inclusiv prin intermediul instituției răspunderii penale. În acest context, omorul unei persoane este recunoscut ca fapt cu potențial socialmente periculos extrem de ridicat, care este catalogat ca infracțiune deosebit de gravă. Totuși, legislatorul, în prezența unor circunstanțe concrete, stabilește o răspundere atenuantă în cazul lipsirii ilicite a unei persoane de viață, printre care este și răspunderea penală pentru infracțiunea de omor săvârșită în stare de afect. În statisticile oficiale, infracțiunea de omor săvârșită în stare de afect este înregistrată rar de tot. De aceea apare întrebarea cât de actual ar fi un studiu vis-a-vis de un articol din codul penal cu puțină frecvență în aplicarea practică,
cum este infracțiunea prevăzută la articolul 146, Cod Penal a Republicii Moldova. Și dacă din punct de vedere criminologic o atare întrebare ar avea sens, atunci pornind de la principiile dreptului penal, chiar și o singură aplicare a unui articol, atare articol, de care depinde soarta unui om, răspunsul este că se cere a fi unul afirmativ. Mă refer nu doar la faptul că orice dispoziție de incriminare poate fi perfecționată. Dacă ne referim la articolul 146, constatăm că acesta abundează de noțiuni estimative, la ce se referă și autoarea, care plasează aplicarea dispozițiilor normei în câmpul subiectivismului, subminând principiul legalității incriminării. Pornind de la aceste constatări și luând în considerație argumentele aduse de autorul tezei, concluzionăm că tema și problematica abordată în studiul de doctorat, răspunderea penală pentru violul săvârșit în stare de afect, sunt actuale, reprezentând o abordare originală a unei probleme puțin cunoscute. Referindu-vă la metodologie, constat că scopul lucrării este bine definit și corespunde temei, tezei, iar obiectivele stipulate permit realizarea acestui scop. Ca și la teza precedentă, practic am aceleași obiecții. Autorul prezintă metodologia lucrării la pagina 15, enumărând trei metode care au stat la baza realizării scopului și obiectivelor trasate. Logică, comparativă, istorică și etc. Adică lasă la discreția referenților ca aceasta să înțeleagă singur ce metode, tehnici, procedee și instrumente de cunoaștere a utilizat autorul în desfășurarea cercetării realizate. Și după cum am observat, colegile mele cu această problemă s-au isprăvit. Credem că autorul tezei formal a abordat chestiunea, descrie metodologii de cercetare, precizând doar că se utilizează frecvent argumentare, demonstrația, combaterea, discursul retoric, se afirmă că metoda istorică este folosită pentru a face comparație, iar metoda comparativă presupune stabilirea similitudinilor și deosebirilor dintre articolul 146 și norme corespondente din legislația altor țări. Și atât. Deci, nu este lipsă de metode și tehnici de cercetare aplicate în lucrare. Eu mă refer la modul de prezentare a lor în introducere. Că asupra acestui aspect se acordă atenție în cazul deja evaluării tezei la următoarele etape. Acestea nu sunt aspecte formale. Deci, totuși, aceasta doar la metodologie mă refer. Celelalte aspecte dumneavoastră le-ați arătat destul de bine. Conținutul de bază al tezei este expus în 5 capitole. Primul capitol, conținând o analiză amplă a materialelor științifice și publicate în țară și scotare, ce a permis evidențierea problemelor puțin abordate, au fost trasate direcțiile de soluționare a problemei de cercetare, a fost formulat scopul și obiectivele cercetării. Ca sugestie, pe marginea celor expuse în primul capitol, la pagina 47, autorul enumără problemele care, în opinia sa, insuficient au fost abordate sau cărora nu întotdeauna li se acordă o atenție cuvenită. Cred că e o afirmație prea categorie, deoarece dumneavoastră, în analiza realizată, este contrariu, că într-o formă sau alta, toate aceste aspecte au fost abordate, chiar dacă în contradictoriu. Dumneavoastră le-ați analizat și ați făcut așa o dimensiune destul de clară, propria poziție ați promovat. Aceasta nu înseamnă că insuficient au fost abordate dacă nu corespunde punctul de vedere al autorului. Sau dumneavoastră, ca ne-a ajuns în cercetările care au fost,
spuneți că deci ipotezele prevăzute în articolul respectiv 75 din Codul Penal al României și 146 al Republicii Moldova nu au fost spuse analizei. Că ne-a ajuns. Păi, dar de ce nu am Mozambicului, dar numai decât a României? Așa, și multe alte aspecte nu au fost supuse abordării. Adică nu trebuie să arătăm ceea ce noi am așteptat sau noi vrem ca cineva să abordeze. Sunt aspectele conceptuale. În capitolul 2, care este constituit din trei subcapitole, ați abordat conceptual aspectele și normative și doctrinare de răspundere penală pentru omorul săvârșit în stare de afect. Foarte bine, cele 18 pagini din subcapitolul 2.1 ați descris cele patru semne constitutive ale noțiunii de omor. Și ați aderat la una din definițiile doctrinare ale omorului și faceți paralele între omor și violență. Iată ce este plăcut în această teză, că autoarea nu întotdeauna se impune punctul său de vedere, dar aderă sau recunoaște că o atare sau o atare poziție este preferabilă și deja vine cu careva argumente forte în susținerea poziției pe care o dezvoltă. Totuși, când dumneavoastră vorbiți despre omor și violență, iată la pagina 54-62, afirmați că omor reprezintă o faptă violentă și că noțiunea de omor se subiază noțiunii mai largi de violență și de oarece violența poate fi aplicată doar cu intenție, se concluzionează că aceasta ar fi un argument în susținerea intenției ca unica formă posibilă omor. Da, se acceptă că în cele mai frecvente cazuri omorul se reușește cu aplicarea violenței și este una din manifestările acestui fenomen. Dar semnul de egalitate dintre noțiunile respective nu pot fi acceptate. Mai mult ca atât că chiar în teză sunt aduse exemple când persoana este lipsită ilegal de viață, fără aplicarea violenței sau chiar prin inacțiune. Continuând analiza tezei, constatăm că în cele 7 pagini ale subcapitolului 2 și 2 se conține un material exclusiv de valoros, expus logic și consistent cu referire la temeiul atenuării răspunderii penale în cazul infracțiunii respective. La fel de valoros este materialul cu referire la istoricul reglementării privind omorul săvârșit în stare de afer și analiza de drept comparat cu privire la infracțiunea respectivă. În capitolul 3, care l-ați destinat analiza obiectului infracțiunii, ați purces la un studiu destul de riscant al unei materii tratate extrem de contraversat în teoria dreptului penal. Este lăudabilă tentativa de a clarifica și a defini așa noțiuni ca persoana, viața, de a elucida elementele structurale ale relațiilor sociale apărate de legea penală în calitate de obiect juridic al infracțiunii. Acceptând argumentele aduse de autor în favoarea propriei opinii, venim doar cu unele sugestii pe marginea problemelor abordate pentru a da posibilitate doamnei doctorand să-și fortim și propriile argumente, dar și să încerce să reflecte asupra acestor chestiuni sub un alt punct de vedere. Eu mă refer la aceasta numai din considerent că dumneavoastră ați venit într-un câmp teoretic destul de complicat și ați încercat să vă expuneți. Dar și aceasta este lăudabilă. Nu oricine procede la așa analize într-o teză de doctorat. Așa domnii profesori își permit exerciții de acest tip. În primul rând este necesar de luat aminte că
fiecare domeniu științific operează cu propriul aparat categorial. Vedem cu mici excepții. De aceea, noțiunile sau categoriile juridico-penale poartă o altă încărcătură de esență spre deosebire de cele din criminologie, sociologie, psihologie, filosofie, medicină. De aceea, în acest context, noțiunea persoanei formulate de autor, la pagina 111, prin prisma unei alte noțiuni, care la rândul său se cere a fi definită, noțiunea de personalitate, pare a fi vulnerată. Foarte bine sunt analizate noțiunile existente. Dumneavoastră ați vrut să veniți cu ceva deosebit și ați încălcat în logica formulării definiției. În al doilea rând, sugerez că este necesar de făcut o delimitare clară între obiectul de apărare socială și obiectul atentatului infracțional. Iată, aici aș vorbi mai mult, dar vreau ca să vă sugerez. O să ați făcut cunoștință și o să mai citiți referatul meu, dar se cere să vă lămuriți până la urmă în relațiile sociale apărate. Relațiile sociale care apar în, în contextul și de conformare, și de conflict, și în alte împrejurări. Deci, iată, dumneavoastră, punem întrebă, ce se protejează prin mijloace juridico-penale? Viața ca valoare socială, dreptul la viață garantat de stat, interesul de a viețui sau relațiile sociale care asigură dreptul la viață. În acest context, argumentând ce apără legea penală, valoarea socială, interesul, relații sociale, trebuie să ținem cont de logica apariției unei relații sociale. Dumneavoastră cunoașteți că oamenii, ca persoane particulare sau asociații, intră în multiple relații pentru a-și realiza interesele și să-ți face necesitățile. Deci, relația socială vine să asigure realizarea unui interes, ultimul fiind raportat la o valoare socială. Și atât, în acest context, dumneavoastră foarte des utilizați sintagma. Relații sociale apărate de articolul 46 Cod Penal. Și în concluzia generală, numărul 3, autorul scrie despre valori și relații sociale apărate contra infracțiunii prevăzute la acest articol, fără a se expune expres în lucrare ce reprezintă aceste relații. Este o tentativă. La pagina 122, urmând logica expusă de distinctul profesor Sergiu Brânză, cu privire la structura relațiilor sociale apărate de lege penală, autoarea încearcă să specifice elementele structurale cu privire la obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la articolul 47. Însă, dacă mai atent o să lecturați articolul domnului profesor, o să vă convingeți că accentul acolo este pus puțin în alt mod. Din cele expuse de autor, iese că legea penală apără relațiile sociale care au un conținut când, pe de o parte, o persoană are dreptul să aplice către alte persoane acte de violență, insulte grave, alte acte ilegale sau imorale, iar pe de altă parte, persoana insultată sau căreia îi sunt aplicate violență este obligat, oricum scrieți dumneavoastră, are îndatorie corelativă, să suporte aceste ilegalități. Atare, apare întrebarea, aceste relații sunt aparate? Evident că nu. Că în cazul infracțiunii prevăzute în articolul analizat dumneavoastră, constatăm că omorul săvârșit în stare de afect, într-adevăr, îi precede o relație socială. Dar aceasta este o relație individuală, negativă, de conflict, unde o persoană este supusă violențelor, insultelor grave sau altor acte ilegale. Dacă să presupunem că această persoană apela la procedee legale de apărare a intereselor sale legitim, victima ale căruia el a devenit, ar fi fost o stare de caz.
Însă persoana a decis, sub starea de afect, să-și facă singură dreptate. Adică, din victimă a devenit infractor, aceasta s-a comportat samovolnic și abuziv, suprimând viața celui care a avut o conduită provocatoare. În acest caz, atestăm o nouă relație socială, în procesul căreia un individ lipsește de viață alt individ, adică neagă dreptul la viață al acestei persoane, neagă viața ca valoare socială, neagă legile statului îndreptate spre apărarea vieții oricărei persoane. Și dacă continuăm firul logic, vedem că această relație despre care numai ce am spus, denegarea valorilor sociale și ordinii drept, este la rândul său sau servește ca fapt juridic, care dă naștere relații juridico-penale de apărare socială, care noi numim de conflict. Un șir întreg și noi trebuie să ne expunem concret la care din ele ne referim. Și în acest context se cere de reformulat concluziile la expuse sau de fortificat sau de explicat la punctul 5-6 al capitolului 3. Deci, iată, dumneavoastră folosiți sau dacă ne referim asupra unei noțiuni folosite de dumneavoastră, cea de victimă. Suntem absolut de acord că noțiunea de victimă utilizată în codul de procedură penală are un alt înțeles decât cel folosit în drept penal, dar și în criminologie. Și se cere a fi înlocuit cu un alt termen adecvat acestei ramuri de drept. Și ar fi fost bine ca să argumentați. Dar, într-adevăr, așa este. Noțiunea din drept procesual penal nu se lipește. Autorul tezii destul de argumentat descrie calitatea specială a victimei ca persoană care provoacă starea de afect a făptuitorului. Se prezumă că această calitate depinde de comportamentul provocator al victimei, comportament greu de prevăzut și care nu are un caracter stabil, dar tot așa ca și predispoziția făptuitorului de a fi afectat. Aceste situații, pe bună dreptate, influențează gradul de pericol social al infracțiunii. În text, dumneavoastră, utilizați noțiunea criminologică de vinovăție a victimei. Nu am nimic împotrivă, chiar susțin folosirea noțiunilor criminologice sau din alt domeniu în dreptul penal. Dar aici pur, iarăși, sugerez că ar fi o realizare foarte a cercetării dumneavoastră, care cred că o să continuați, dacă ați venit cu o noțiune juridico-penală care ar reflecta esența comportamentului victimat. Acele e prea largă noțiunea de vinovăție. Eu am înțeles de ce ați utilizat și e corect utilizarea. Dar dacă îmbogățim arsenalul juridico-penal cu careva noțiuni, poftim. Dumneavoastră sunteți în pragul propunerii. La capitolul 4 ați analizat foarte bine latura obiectivă a infracțiunii. Și iată, dacă luăm din cele 70 pagini, la 4.1 subcapitolul, două treimi din volum materiei expus la acest subiect este dedicat onorabilei încercări de a dovedi că infracțiunea de omor săvârșită în stare de afect poate fi comisă și prin inacțiune. Acceptând toate argumentele aduse de autor și respectând fermă convingerea la doctorandii pe marginea subiectului abordat, rămânem totuși în convingerea că dacă teoretic putem închega orice construcții, în practică o atare manifestare a infracțiunii de omor săvârșită în stare de afect, în viziunea mea, este puțin probabil. Adică așa o situație este practică imposibil de dovedit. Dar aceasta, subliniez, este intima mea convingere. Deci, în text, dar și în concluzie, recomandare sub numărul 27 la capitolul 4,
autorul nu recomandă legislatorului autohton implementarea modelului reglementar ale țărilor unde lipsește specificarea cu privire la ilegalitatea actelor de violență ale victimei, deoarece consideră că termenul violenței se referă la acțiunea victimei și nu infractorului. De asemenea, este discutabilă această viziune a dumneavoastră pe care nu o împărtășesc, cu atât mai mult că în studiul doctrinar realizat în teza mea de doctorat și în articole care au fost publicate pe marginea violenței, arăt că violența este doar ilegală. Legală poate fi aplicarea forței. Respectiv, nu este necesar să adăugăm unii noțiuni atributivul de ilegalitate, că în acesta inerent, în esență, acesta este propriul atributul dat de ilegalitate. S-a discutat în teoria din Federația Rusă Ucrainene și această poziție a mea a fost susținută. Dar, iarăși, cel mai voluminos, 80 de pagini, capitolul 5, dar acest capitol cu volum impunător de surse doctrinare și cu analiza practicii judiciare, deci este și cel mai valoros, cel mai consistent. Deci, dumneavoastră aici formulați proprie viziune a mai multor noțiuni, modalitatea intenției, motivul, scopul în cazul infracțiunii de omor săvârșită în stare de afect, noțiunea de intenție afectizată, emoție, starea de afect, eroarea de fapt, subiectul infracțiunii de omor săvârșită în stare de afect. Foarte bine. Prezintă interes nu doar pentru dreptul penal, dar și pentru criminologie, analiza stării emoționale a subiectului infracțiunii, rolul emoțiilor în mecanismul actului infracțional. Deci, se delimitează strict semnificația juridico-penală și a psihologică și criminologică a emoțiilor, stării emoționale, prin prisma manifestării acestora, de asemenea sunt descrise tipurile de afect și semne stării de afect. Un subiect important care a fost analizat la capitolul 5 ține de argumentarea efectuării obligatorii expertizi judiciare pentru stabilirea stării de afect. Acolo, toate că sunt vreo 3-4 pagini, dar sunt argumente suficiente pentru a promova aceasta la cerință. Iată analiza conținutului care a fost, eu m-am referit la aspecte discutabile, dar studiul mi-a convins că teza, conținutul, este în concordanță cu planul lucrării, cu scopul și obiective. De asemenea, rezumatul, autoreferatul, reflectă conținutul tezei și publicațiile dumneavoastră, de asemenea, sunt relevante. Concluziile pe capitol reflectă adecvat materialul expus în text și constituie fundamentul pentru formularea recomandărilor pe marginea studiului realizat, chiar dacă unele se cer a fi puțin reformulat. Cred că concluziile la capitolul 4-5 sunt prea voluminoase. 4-5 pagini, acolo liber se poate de regrupat și a scădea puțin volumul. În mare parte, concluziile formulate pe capitole, dumneavoastră le dublați la concluzii generale. Nu se recomandă. Iarăși, din punct de vedere tehnic, dacă aici le-ați arătat, constatat, doar cele mai relevante le arătați și în compartimentul final. Studiul realizat a permis autorului să formuleze recomandări îndreptate spre perfecționarea cadrului normativ în vigoare privind la răspunderea penală pentru infracțiune de omor săvârșită în stare de afect. Recomandări care
au un impact incontestabil pentru teoria dreptului penal, dar și pentru practica judiciară. Recomandările formulate sunt îndreptate spre asigurarea principiului legalității incriminării, fapt important, condiții când articolul în redacția actuală lasă multe semne de întrebare. Studiul realizat de Berdilo Rodica este unul din puținele studii care abordează un complex și aprofundat problemele răspunderii penale pentru infracțiune de omor săvârșită în stare de afect. Au fost supuse analizei, cu mici excepții, toate aspectele juridico-penale care se referă la tema dată, ridicând substanțial gradul de investigare a aspectelor teoretice a infracțiunii respective. Contribuția autorului este semnificativă, nu doar sub acest aspect, dar și prin valențele aplicative ale rezultatelor cercetării, care constau în oferirea unui instrumentariu metodologic perfect de implementare și aplicare a prevederilor articolului 146 în practică. Și de asemenea, în propunerile de perfecționare a legii în vigoare, vizând răspunderea penală pentru infracțiunea de omor săvârșită în stare de afect. Lucrarea este scrisă într-un limbaj accesibil, de o altă națională științifică, materialul este expus logic, clar, precis. Lista bibliografică conține circa 600 de surse, la care se fac 1139 de referințe în text, inclusiv la propriile publicații a autorului. Citarea surselor și polemica sunt corecte. Lucrarea este redactată, machetată și copertată, conținând toate componentele impuse de actele normative ale ANACEM. În concluzie, constatăm valoarea științifică practică inedită a studiului realizat de Berdilo Rodica. Lucrarea corespunde cerințelor înaintate de către tezele de doctorat. Autoarea a demonstrat cunoașterea profundă a materiei abordate, a demonstrat abilități de cercetare și prezentare științifică a rezultatelor obținute și sunt convins că merită conferirea titlului științific de doctor în drept. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim de asemenea, domnule profesor Bojor. Deci, ascultându-o pe Raisa Tănasă și dumneavoastră, încă o dată ajunge la concluzia că vi s-au făcut doar de contact direct cu auditorii. Foarte. Ați vorbit și domnia sa, dumneavoastră, mai mult ca la doctorantul. Deci, poftim, doamna Berdilo, ce puteți dumneavoastră spuneți la sugestiile referințelor la toți trei care au fost expuse astăzi aici, în aula? Poftim. Stimați referințe oficiali, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția sporită și aprecierea înaltă acordată prezentei lucrări. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și încurajările expuse în referatele de analiză, care sunt extrem de consistente și exteriorizează clar munca enormă care ați depus-o la realizarea lor. Este o mare onoare pentru mine să primesc din partea dumneavoastră obiecții și sugestii pe care neapărat le voi analiza minuțios și le voi lua în considerare în cercetările mele ulterioare în domeniu. Având în vedere volumul acestora, am nevoie de timp să le mai recitesc și o să mă expun în ulterioarele lucrări ale mele pe marginea acestora. Vă mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim! Vă ați dorit loc! Stimați colegi, trecem la următoarea etapă, și anume la dezbaterea științifică, în cadrul căreia membrii comisiei doctorat, autorul tezii, alți participanți la ținerea publică a tezii doctorat, își pot expune părerea asupra noutății, valorii științifice și aplicativi a tezii. Poftim, cine dorește? Vă rog. Doamna profesor, am luat limitele. Am epuizat. Mi-am spus totul. Am epuizat posibilități. Poftim, domnișoara Adriana. Da, într-adevăr, referințe oficiale au caracterizat atât de vast lucrarea, aspectul legat de nouătate, de contribuția autorului, nu știu dacă ceva mai putem spune plus. Ceea ce este cert, lucrarea este foarte laborioasă și, cu această ocazie, ca și colegii mei, o să recomand eu personal pentru audiențe Institutului Național de Justiție. Și, așa cum s-a constatat, această lucrare va suplini acel gol exegetic ca
care, din păcate, în Republica Moldova este persistent și lucrarea dumneavoastră cu adevărat îmbunătățește și contribuie la sporirea patrimoniului plenar. Și chiar mă gândeam la acele recomandări pe care le face pretendentul Adrian Ștențidin și pe această cale, în tot anul, specialitatea 55401 se susțin acum în piese în materia dreptului penal material și acele recomandări pe care le fac toți autorii sunt foarte și foarte bune. Și mă gândeam, dacă am compilat aceste recomandări de la fiecare lucrare științific, probabil am avea un cod penal modernizat pe modelul codului civil modernizat. Pe această cale mă gândesc ca să inițiem un demers sub acest aspect și toate recomandările care le avem în lucrare și care au fost în alta apreciate de către ANACE să fie preluate astfel încât să avem și noi un cod penal modernizat. Mie nu rămâne decât să felicit pretendentul Adrian Ștențidin pentru această lucrare, cu adevărat foarte valoroasă, și sper că să-și găsească acele idei, acele concepte promovate în lucrare în aspect practic. Aceasta îmi doresc. Da, vă mulțumim foarte mult, Adriana. Mulțumim. Poftim, stimați colegete. Poftim, domnul Stati. Vreau să vin să vă spune și eu. În primul rând, vreau să mulțumesc foarte mult pe referință tuturor oficial pentru eforturile depuse, pentru analiza obiectivă și detaliată a tezei elaborate de doctorandă. Vă sunt profund recunoscător pentru munca deloc ușoară și asiduă pe care ați realizat-o, pentru că recunosc că este o teză, într-adevăr, volum mare și consistentă și a necesitat și mult timp. Pe doctorandă vreau să vă felicit pentru că astăzi, deci, rezultatul pe care îl vedem încununează o activitate de 4 ani, o activitate cu emoții, dar sper, iată, aceste emoții să dea rodul pe care îl așteptăm. Da? Ce da, să mulțumim. Mulțumim, domnul Stati. Poftim, stimați colegi. Mai este cineva care vrea să... Nu este, da? Deci, Vlădica, dacă vreți, că de obicei, la sugestii, recomandări, la propuneri, dar acum aveți una laude, a fost spusă. Deci, și nu-i cuvânt de încheiere, dacă vreți ceva spuneți la, deci la vorbitoare. Și vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru munca enormă care s-a simțit astăzi că a fost depusă de către toți dumneavoastră. Pentru mine este o mare, onoare persoane notorii să se expună pe marginea muncii mele. Nu. Eu atunci vă mulțumesc, într-adevăr, asta este o dovadă că teza a fost foarte bine studiată, am anunțat destul de amplu și îmi permit să rog membrii, da, membrii comisiei să rămână aici în sală. De obicei, noi spunem să retragă în altă sală, dar aici rămânem noi, toți ceilalți, vă rog, de acum așteptați în alt birou pentru a examina rezoluția de evaluare a tezei de doctorat și a exprimat decizia prin vot. Vă rog frumos! Stimați colegi, deci îmi permiteți să dau citire rezoluției de evaluare a tezei de doctorat și de atribuirea calificativului 23 octombrie 21. Deci teza de doctorat menționată supra reprezintă o lucrare științifică valoroasă și întrunește exigențele de conținut și formă avansate față de acest gen de lucrări. Rezultatele obținute confirmă că scopul și obiectivele lucrării au fost realizate pe deplin. Teza are o ținută științifică înaltă, lucrarea se distinge prin bogăție de idei, informații și soluții care sunt oferite într-o abordare originală. 2. Rezumatul tezei doctorat reflectă principalele idei, concluziile și recomandările tezei. Concluziile și recomandările formulate de autor sunt
susceptibile de aplicare în activitatea practică a organelor de urmărire penală, a procuraturii și a instanțelor judecătorești în procesul de legiferare, precum și în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ cu profil juridic. 3. În procesul de evaluare a tezei de doctorat, fiecare membru al comisiei de doctorat a atribuit propriul calificativ pentru fiecare criteriu stabilit și în rezultatul calculului pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general al tezei de doctorat, după cum este reflectat în tabelul prezentat din fapt. Așa. Deci, având în calificativul general al tezei de doctorat, deci adăugând s-a primit foarte bine, deci 3,62 de puncte. Având în vedere cele... Din 4, 3,62 de puncte din 4. Având în vedere cele constatate mai sus, comisia de doctorat a hotărât. 1. A conferit doamnei Rodica Berghelo titlul științific de doctor în drept la specialitatea 554-01, drept penal și execuțional penal. 2. A atribuit calificativul foarte bine tezei de doctorat elaborate de doamna Rodica Berghelo în conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire a calificativelor tezilor doctorat, aprobat prin ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pentru atribuirea calificativului foarte bine și respectiv pentru conferirea titlului științific de doctor în drept doamnei Rodica Berghelo, comisia de doctorat cu prezența a 6 membri, inclusiv secretarul comisiei cu drept de vot, a votat în felul următor: pro 6, contra 0. Prezenta rezoluție ținând pentru validare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Semnăturile: președintele comisiei de doctorat și secretarul, deci Sergiu Brânză, și secretarul comisiei de doctorat, domnișoara Adriana Eșară, doctor în drept conferințar universitar. Noi vă felicităm din partea comisiei de doctorat, vă felicităm cu succesele pe care dumneavoastră le-ați dat dovadă astăzi, deci meritele care le-ați acumulat timp 4 ani de zile și, cum se spune, deși să vă fie de folos și de azi înainte, mai adăugați la toate cele, la activitatea dumneavoastră de bază, mai sunteți doctor în drept. Și deja când ați pronunțat, pronunțați cu practica de 4 ani științifică. Poftim, vă să oferă cuvânt. Am foarte mari emoții, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri și o mare recunoștință conducătorului meu științific, domnul Vitalie State, pentru această frumoasă colaborare, ghidare, susținere și încurajare în toți acești ani. Este, iarăși o să mă repet, o deosebită onoare pentru mine să vă am în calitate de conducător științific și vă admir foarte mult pentru verticalitatea, omenia și principiile morale deosebite care le aveți. O mare plăcere am să aduc sincere mulțumiri speciale referențelor oficiali, doamnei Raisa Grecu, doctor habilitat în drept, doamnei Lilia Gârla, doctor în drept, domnului Bujor Valeriu, doctor în drept, pentru munca depusă asupra acestei teze și pentru aprecierile înalte oferite. Am o deosebită plăcere să sincer mulțumiri să aduc membrilor comisiei de îndrumare, din care o văd pe doamna Gâla și ca membru a comisiei de îndrumare, pentru implicare și dăruire la realizarea acestui studiu, utilizând timpul dumneavoastră prețios pentru aceasta. Și, într-un final, mulțumesc din suflet tuturor oamenilor, colegilor mei, implicați la realizarea acestui rezultat deosebit de prețios pentru mine. Și tuturor dumneavoastră vă doresc foarte multă sănătate și fericire. Vă mulțumim. Deci, stimați membrii Comisiei Doctorat, stimați colegi, stimați prezenți, și eu vă mulțumesc foarte mult de timpul pe care cu plăcere l-am trecut astăzi în cadrul susținerii publice a tezei doamnei Berghelo.